La mulți ani, Horia! Să fim sănătoși, că anul ăsta nu ne-am văzut! Salutare, drag popor! Nu e așa că v-a fost dor? S-a întors Cireașa, frate! Este super cu de toate! Vedete de 7 stele, ciorbe, fițe și bezele, plus cel mai bun șef terestru, care e firesc maestrul! Hai, gata cu poezia? Să înceapă nebunia! Nu cred! Vino cu acel! Te omor! Dau cu asta în cap! Săracul habar n-are. Eu nu mănânc oricum din crema aia. Fă, de ce ai spus asta afară? Să se răcească, nu puteam să se răcească. Păi nu era rece! Nu, era caldă! Ai stins tu o... Cred că o pomenește cineva pe doamna Oana Roman, că din când în când sughiță. E de datoria mea să vă informez că astăzi veți avea limită de timp la pregătirea mesei. Mă ia dracu, dacă nu mai fac nimica, las-o dreapă că mă supăr și plec acasă cu mâncarea voastră, am să mănânc. Iubi, după ce terminăm, mergem să facem sex? Măi, fraților, mă, dragoste cu năbădăie aici. De unde curge? Uite de acolo. De unde? De acolo. De unde? De acolo! Dar de unde curge? De acolo, de unde să curgă? Păi bine, mă, eu ți-am dat vin să-l pui mâncare, mă, femeie, mă! Mă, lasă să bea, mă, nu să pune mâncare, mă! Să-ți vorbesc în miere și lapte? Să-ți torni în ureche polens o formă de șoapte? Despre cum chicotește în gând... În mine, gândul la tine, cum transform răul în bine. Da, ce mai e, frate, normal în ziua de azi? Păria beșamelul amestecam cu spanacul? Dragii mei, nu pot să vă spun cât îmi doream să reînceapă Cireașa de pe tort. Acum se va numi Super Cireașa de pe tort. Vor fi tot 4 concurenți, doar că vor găti câte 2 în echipă. Dacă se poate, un domn cu o domnișoară, dacă nu, familie. În orice caz, o să fie mult mai spectaculos, mult mai alert, iar eu o să fiu... poate puțin mai incisiv decât eram, pentru că mi-am ascuțit dințișorii. Așa că noi ne vom întâlni în fiecare sâmbătă seara de la 8.30 la 10.30 să urmărim Super Cireașa de pe tort! Echipele care deschid sezonul sunt De Poveste, Creatorul și Diva, adică, țineți-vă bine, Cătălin Botezatu și Diana Dumitrescu, care au carivali, Frumoasa și Bestia, nimeni alții decât Roxana Nemeș și Cătălin Dezbrăcatu. Mamă, mamă, nici în Urzeala Tronurilor nu vezi așa distribuție. Satului, nebunii, autocare, străini. Capitanul echipei care va găti prima este Dezbrăcatu, Cătălin Dezbrăcatu. În buletin îi zice Codruț Chegeș, dar de ani de zile îl știți drept unicul frate geamăn autorizat al lui Cătălin Botezatu. Autorizat și simpatic cât cuprinde. Mai întâi a existat Cătălin Botezatu și apoi Cătălin Dezbrăcatu. Toată lumea s-a întrebat cum a apărut acest personaj. Și m-am întâlnit cu Cătălin, viitorul Cătălin Dezbrăcatu, la niște premii, premiile anuale. Și acolo am fost întrebat dacă m-ar deranja să devin un personaj, un personaj ok, un personaj haios. Mi s-a spus că, uite, în Italia, în locul meu este Valentino, că nu-i nimic rău. Și am zis, ok, de ce nu? Deci așa s-a născut, cu acordul meu. Toată lumea a zis, vai, cum, uite ce-au făcut. Nu. Am dat voie, totul e ok, iar cu personajul și nu numai cu omul din spatele personajului, sunt foarte bun prieten și îl apreciez foarte tare pentru ceea ce face. Perechea lui Dezbrăcatu la Super Cireașă este frumoasă foc și sumar îmbrăcată în videoclipuri. Roxana Nemeș, din Frage de Pruncie s-a visat cântăreață și i-a ieșit. Bun. Ha 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 ha
Eu nu cunosc. Nu cunosc personal pe Roxana. Băi, deci hai să-i dăm cezarului ce al cezarului. E bună rău de tot, ce să mai... Eu am văzut-o de multe ori și odată am filmat la un revelion, tot așa, la un alt post de televiziune. Și mi-aduc aminte că toți bărbații de la acel revelion, era un revelion al vedetelor, salivau după ea. Salivăm și noi aici, în spatele laptopului. Noroc că avem puțină apă. Ca să ne mai treacă rău. Adică arată bine, este așa, ca o nimfă, ca o sirenă, ca un corpul ăla, da. Aș întinde-o pe Roxana pe masă goală. Sushi. Cu tot felul de mâncăruri din astea asiatice și noi ne-am servit de pe ea. Sushi. Ce sushi? Că Roxana e un sushi întreg. Nici nu trebuie învelită niciun fel de nori sau alte preparate. Hai să nu mai vorbim despre mâncare, nu? Eu aș mânca direct cu gura. Eu... Fără peț. Vai, ce nebunie! Da. Sushi n-aș mânca, dar dacă și-ar pune un șat aici în buric, l-aș gusta. Da, eu așa aș face, jur. Mi era dor de cireașă, pe bune. Adică așa, știi, visceral simțeam nevoia să mă uit la laptop și să comentez, da? O fi fost un diavol într-o viață anterioară? N-aveam cum, na, nu. Bună, bună, bună! Bine ați venit la mine! Ce faceți? Ce faceți, dragii mei? Bine ați venit la mine! Hai să vă prezint puțin casa. Colțișorul meu așa de căldură în care mă simt cel mai bine. Asta e bucătăria. Îmi place foarte mult albul și negrul. Dar iubitul meu are viziune foarte frumoasă și a făcut așa fiecare colțișor în parte cu mânuța lui. Aici e living-ul, care e deschis, după cum vedeți. Aici ne uităm la televizor. Stăm pe canapea frumos când avem timp de puțină liniște. Și aici este biroul. Și ia uite, cine este aici? Bună, bună, Roxi. Cine ce este faci? Aici? Ce faci cu Drut? Uite, citesc o carte de bucate din 1756. Te-ai pus în biroul meu, ai găsit cartea, bravo! Da, e interesantă? M-am și descălțat pentru că este încălzire în pardoseală și să nu-mi transpire. Da, la mine în casă de obicei nu se descalță lumea, adică nu ține aparat. Dar dacă tu te simți mai bine așa, văd că ești foarte comod. Da, deja sunt la pagina 70, am învățat rețete, am învățat... Ești foarte rapid, te rog frumos, stai, poți să stai și te sculți, nu mă deranjează. Adică, nu, lasă că... Important e să gătim. Cum te simți tu mai comod? Aoleu, ca să gătești bine, pentru că eu recunosc că nu sunt o gospodină foarte, foarte bună. Nu, că dar, nu-mi place nici să mă laud, știi cum e? Dar, o să încerc, dar mă bazez pe tine, să știi. Dar faptul că ești lângă mine, totul o să iasă mulțumesc că m-ai ajutat bine. Și ba mai mult de atât, să știi că mă voi oferi să spăl și vasele. Atât. Păi asta vreau să aud. Nu-mi vine să cred. Roxana Nemeș nu este o adevărată gospodină. Wow, eu puteam să bag una foc. Gata, sunt pregătită. Hai, nu mai pot. Bună ziua, Roxana. Bună ziua, dezbrăcatul. Vedeau-și pe Nemeș făcând sarmale. Ai vrea? Îmbrăcată în desuri, Cătălin Botezatu. Să vezi cum înfășoară ea sarmala, uite așa. Mi-ai dat o idee cu desurile acum. Ai văzut? Sau poale în brâu, mai bine. Pe Nemeș aș vrea să o văd poale în brâu. Sunt tare fericit să l-am în emisiune, la fel cum sunt și telespectatorii noștri. Da. Mai de una zi în piață, o doamnă de la care am cumpărat lumea mi-a zis că tare ar vrea să vă vadă pe amândoi gătind. Ia uite, deci a fost ideea doamnei de la piață. Am înțeles. Cătălin, ai grijă, dacă cumva domnul Botezatul o să încerce să te imite, nu te lăsa. Tu fii tare, continuă să gătești, că asta e rolul tău. Da. Iar tu, Roxana, dacă o vezi pe Diana că încearcă să te impresioneze, să se îmbrace mai frumos ca tine sau să fie mai sofisticată, să nu o spese. Tu continuă să faci ce știi mai bine. Hai cu rețeta! Ce sfaturi bune, mulțumim! Astăzi este următorul. Supă crema de sparanghel,
Ce? La fel, filet de biban de mare, plevrec, cu sos de creveți și orez roșu. Joacă de copil. Păi ăsta e meniu ce le-am dat. M-au luat așa pe nepregătite și le-am dat ce e mai simplu. Trebuia să dau ceva mai complex, cu siguranță se pricep, nu? Iar la final, ceva ne-am mai pomenit, crem suzet. Ce? Crem suzet? Ce a zis, frate? Nu vorbesc despre suzete, ci despre crep suzet. Mâncare. Crem suzet? Deci, Vârlane, nici nu știi suzet? Cât de tare încep să fii. Zis așa, cremă, supă de sparanghel. Supă cremă de sparanghel? Da. Filet biban levrecu, mă rog, pește... În sos de creveți? În sos de creveți. Sosul de creveți. Păi nu e nimica mai simplu decât un sos de creveți. Punem frumos cochilele creveților cu puțină ceapă, cu un pic de usturoi și le muiem, după care adăugăm pastă de roșii, adăugăm puțină supă sau apă și fierbem, știi? Îngroșăm. La sfârșit putem să adăugăm smântână. Creveții, pe de altă parte, îi sotăm ușor în tigaie, tăiem bucățele mărunte, îi umplem acolo, dacă adăugăm și un picuț de coniac, iese un sos senzațional. Iar orezul roșu se găsește la magazin. Cu ce crevetele are sos doar dacă îl storci? Zi-mi că știi să faci, eu nici nu mănânc așa ceva, adică e... Deci la capitolul orez roșu este în viața mea pentru prima oară. Am o întrebare, cum ți-a venit ideea asta, Horia? Da, Horia, adică nu știu, ce se întâmplă cu tine, Horia? De ce îți bagi joc de noi, Horia? De ce? Uite de-aia, na, așa vreau eu. Cam asta e, așa că va trebui să mergem la cumpărături. Hai să mergem, hai să încercăm. Da. Dacă nu reușim, nu Orică, reușim, asta e. Ce Orică... să facem? Încercăm să facem provocarea. Nu cumpărăm, încercăm. Portocale de suc. Sunt dulci? Dulci. Sigur. Nu se strâmbă botezatul când mănâncă... Bun, câte luăm, Roxy? 5? Pentru sosul de... Hai, 5. Da. Altceva. Atât. Să rămână. Bună ziua. Vrem și noi așa. 2, 4, 6, 4 păstârnac. Nu, ăla-i pătrunjel. Ăla-i pătrunjel, păstârnac. Da, ăsta-i păstârnac. Da. 4 rădăcini de păstârnac și una de pătrunjel. Dar să știți că n-avem mulți bani. Poate ne faceți o reducere, ce vreți. N-au mulți bani. Să le facă o reducere, doamna. Săracii! Păi așa dezbrăcați cum sunt, vai de capul lor, toată lumea îi crede. Puneți mâna și plătiți acolo, mai tot comentați atâta. Să rămână. Ouăle sunt de țară? Nu sunt de țară? Vrem 4 de țărani, auzi? Dați-ne... 5, 6 ouă. 6. Imediat. 6 ouă. Eu cred că Roxana face așa. La oamenii de la tarabe și ia totul moca. Cred că și la femei funcționează. Hai să râzi. Doamnele de la tarabe, deci sunt de treabă. Și te și învață, și te și învață că dacă le întrebi, vreau să fac și o mămăligă, mamaie, îmi zici și mie cum? Da, mamă, imediat. Da, la o mamaie te învață adevărată, dar dacă dă peste una de asta mai așa, zice, a, dreacul, băia de mea, nu-i dă. Căutăm, șeful, căutăm niște biban de mare. Biban de mare, căutăm și noi vreo 4 fileuri. Bibanul de mare a plecat. S-a dus acasă. În țara lui. Gata, am plecat, nu. A, deschideți? A, atât. Mă, așa noroc să ai. A luat o bâtă. Așa noroc să ai. Nu, stai că a luat o bâtă. Cred că nu e la bâtă. Deci, cam atât aici. Problema se pune în felul următor. Va trebui să te duci acasă. Dai drumul la eu muzică. Eu pregătesc totul. Încălzești. Atmosfera așa, tot. Așa, trebuie să mă să mai iau peștele, orezul, creveții, pâinea feliată. Așa, dă-mi-le mie să le duc acasă. Și ne vedem. Și ne vedem, spor. Codruț este bărbat. Codruț a luat frâiele cumpărăturilor în mână și o trimite pe Duduiță acasă să se încălzească, să se facă lejeră și el purcede la cumpărături mai departe. Prin toate vicisitudinile va trece ca un adevărat Codruț Chegeș.
Am fost la cumpărături și trebuie să facem o mică precizare, și anume că eu am spus: lasă Roxana, du-te tu acasă, mămicule, pregătește tot, că eu mă duc să caut pește. Vreau să vă spun că am căutat pește de mi-a venit rău, de mi-a crescut barba, trebuie să mă rebărbieresc. Și, Horia, nu am găsit levrecul, cel de care tu ai spus. Levrec se găsește în toate magazinele hipermarket, chiar și în hală, la obor acolo se găsește. Doar că trebuie să vrei să găsești. Că nu găsești, nu găsești dacă te duci, știu eu, la Buhuș, în piață. Am găsit un cod congelat, pentru că apa e înghețată, nu există pește, și am adaptat rețeta dată de tine cu levrecul și cu sosul de creveți la cod. Poți să faci, știu eu, poți să faci și în loc de tochitură de purcel, știu eu, cu slăninuță, poți să faci, știu eu, o tochitură de înghiare de pui, șchiop, cu, în loc de slăninuță, cu frunze de tei. Dar o să începem cu acea minunată supă cremă de sparanghel pe care eu am făcut-o de peste o dată. Deci, avem sparanghelul, care pentru o supă cremă va trebui preparat nu al dente, cum îl mâncăm ca și garnitură, va trebui să-l fierbem mult mai mult după pasat. El ca și structură este ușor rădăcinos și în momentul în care se fierbe foarte bine, se transformă într-o cremă. Sparanghelul e rădăcinos. E foarte interesant. Eu știam că mâncăm doar tulpinile, dar, în fine, nu intru în amănunte, că ce mai contează acum? Deci, vă voi porționa în trei părți această rădăcinos. Avem odată o parte, o parte, o parte. Capătul sparanghelului trebuie tăiat și fiert în etamină, pentru că e plin de celuloză și e foarte tare. Cum de asemenea și exteriorul restului de sparanghel, pe care putem să-l fierbem. Vârfurile, eventual, putem să le păstrăm și să le rumenim ușor ca să le servim ca un fel de decor deasupra supei creme de sparanghel. Punem supica pentru că trebuie să ne apucăm să facem crema. Și la această cremă avem nevoie de iaurt. Frumoasa mea colegă din această seară. Ce spun eu? Iaurt, toate cele. Iaurt, ză, smântână, ză, corazon. O să se pună și inimă, ză, corazon, îmi place. Dumneavoastră aveți senzația că este prea lichidă, dar nu este lichidă. Se va îngroșa pentru că... Nu voi să te ajut. Nu, nu, nu. Nu? Nu, te rog. Bine, nu mă bag să după ce se va face toată, tot amestecul ăsta, o să mai punem la foc un 5 minute să mai scadă și o facem noi din linguriță până devine cremoasă așa cum trebuie. Ok, acum amestecăm. Să mă apuc de desert? Nu, 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 te apuci de crutoane. Am înțeles să trăiți, dar trebuie să terminați dumneavoastră întâi acolo. Ok, și... bun. Pe croton vom veni ușor așa stropit cu niște ulei de măsline și doi căței de usturoi cu care o să frecăm pâinea. Calculăm, Roxy, la 4 persoane avem cam o felie de crutoane. Dacă vrea cineva două felii de crutoane, ce se întâmplă? Nu mai capătă? Nu! Nu dăm crutoane! O felie de cap de muncitor. Pâinica, cum ai făcut-o? Îți recomand altceva ca să nu stricăm. Să o las mai mult? Nu. Să o lași mai mult și să nu stricăm pâinea, să vie așa, cu lama, să nu freci, știi, pe, pentru că este proaspăt. Atenție mare, Roxana, să nu freci! Și uite, vii așa, uite, uite așa. Știi? Bă, îmi place! Cătălin Dezbrăcatu este șef de cuisine. Bucătarul șef, el dă indicațiile și Roxana execută. Ea micuța este ascultătoare, blândă, calină, e exact cum trebuie. Pâinica, înainte de a s-o tăia, o freci un pic cu usturoi, uite. Cătălin s-a răzgândit și îi spune Roxanei s-o frece. La felul principal avem filet de cod cu sos de creveți și orez roșu. Așa, punem sare. De obicei acasă se dă un praf de sare oricărui fel de carne să-și tragă sarea înainte de a fi fript sau prăjit. Da, așa e. Orice fel de carne trebuie să primească un praf de sare. Chiar și carnea de tun. El se va strânge. El se va strânge. Ce este mare risc la toată treaba asta? Să nu-l rupem când îl întoarcem. Aia este arta mea. Întotdeauna îl fac praf.
Eu mă întreb de ce pregătește fileul de pește acum, căci musafirii nu bat la ușă. De ce peștele acum, ca să se răcească și să nu mai fie bun atunci? Roxana, fii atent să vezi ce... ce a ieșit. Fileul de cot arată nemaipomenit. Zici că e râmă contorsionată. Ce faci acolo? Este foarte important să dăm o explicație, pentru că nu am găsit acel file, da, de levrec, de biban de mare. Am luat acest file de cot congelat, care din file, având foarte multă apă, nedecongelându-se 100%, dar nu este adevărat. Aceste fileuri de cod care au fost congelate se pregătesc doar într-un anume fel. Se tăvăresc prin făină, prin ou, prin făină, prin ou și se prăjesc în baie de ulei și rămân întregi. Pentru că apa din interior nu mai repunde să fugă datorită învelișului de făină și ou și datorită temperaturii mari a uleiului fierbinte. Acestea nu se prăjesc în tigaie, nu se sotează în felul ăsta. Da, nu contează, că e bine și așa. A ieșit ceea ce a ieșit. Este lucru pe care îl vom pune la masă, dar va avea gust de pește și va fi gustos. Nu e asta problema, e vorba de aspect. Uite, uite cum se... Da? Am făcut-o de oaie. Asta e. N-au făcut-o de oaie, au făcut-o de cot congelat. E un fel de... E un fel de, n-ar mai fi, dar gustos. De omletă, de pește. Îți dau și un ou? Să facem o omletă, dacă e până la urmă. Că... Uite, uite cum iese. Uite, îmi pare rău, n-am ce să fac. Este lucru pe care va trebui să-l dăm. Supărare, supărare. Nu, nu vă spun, nu vă spun ce nervi am. Fii calm, dragul meu, căci e mai bine pentru cei din jurul tău și pentru tine. Dar asta e... treaba care nu mi s-a întâmplat niciodată la pește, eu fiind un mare artist în ale preparatului. Acum, pe bune, între noi vorbind aici, Cătălin Dezbrăcatu este recunoscut pe plan, nu pot să zic pe plan mondial, dar pe plan european este recunoscut ca un artist al pregătirii peștelui. Adică ce s-a întâmplat nu e adevărat, este ireal. Și nici n-ajunge de un file. Uite-te. Asta este. Asta este. Ce mâncăm noi, dragilor? Dar putea să pună la gunoi peștele. De ce? Dar putea să o pună în cutia aia mare cu capac, care se ține sub chiuvetă. De ce să pună peștele acolo în vas? No, e mai bine așa. Vă întrebați? De ce orez roșu? Pentru că așa a zis Horia, dar este foarte sănătos. Eu aș folosi permanent orez roșu. Normal se poate și prăji cu puțină ceapă și să-l lăsăm ușor crocant, dar pentru că peștele este praf, măcar orezul să fie bun. Bă, eu sunt uimit. Puțin mai devreme când a aflat de rețetă, Cătălin Dezbrăcatu habar n-avea de orezul roșu. Acum ne spune o poveste întreagă despre orezul roșu. Bă, eu sunt numai ochi și urechi. Uite așa. Fierbea, hai să vedem cât punem. Deci dacă avem porție... Pune. O cană trebuia să avem ca măsură. Mai pune. Păi mai mult, să știi. Atât, gata. În sfârșit vorbesc și eu. Vorbește și Roxana! Eu am crezut că nu vrea să ne spună nimica, ci doar dorește să ne cânte. Ca la o peretă, știi? Ce bine, fac rătite, exact ce-mi place mie. Adică știu și eu ceva. Mă pun acum mai bine în spatele laptopului ca să o urmăresc pe Roxana. De-abia aștept să văd cum pregătește clătitele. Este specialistă în așa ceva. Și în altele, ca să... Punem două ouă. Și albu și gălbenuș. Întregi, da? Și puțin zahăr. E foarte tare zahărul ăsta. Îl folosesc și eu la cafea. Chiar este... indicat să consumăm zahăr brun, pentru că este mult mai sănătos. Zahărul brun, într-adevăr, este mai sănătos. Dar trebuie să fim atenți atunci când îl cumpărăm de la magazin, să cumpărăm zahăr brun din trestie de zahăr, eventual Demerara, ceea ce nu înseamnă că e o firmă. Da? Deci, zahăr brun din trestie de zahăr, pentru că mai există din ăla brun din melasă de sfeclă. Hai să fim serioși. Batem ouăle și împreună cu zahărul și cu un vârf de sare. Eu aș pune și un zahăr vanilat. Eu acum am să pun untul pentru creveți.
Ea e bine încinsă. Și untul, de asemenea, va deveni așa... golden black, cum se spune. În acest vas dintr-un metal foarte prețios, tablă, avem creveții decorticați, decongelați. Ăștia nu se vor desface, nu se vor strica. În forma asta vor rămâne până în guriță când îi vom mânca. Îi vom amesteca cu peștele care v-am spus că este cum este, cu orezul și o să iasă o nebunie. Sper să avem succes și să spor acolo, că uite, tu ești în întârziere. Mulțumesc! Hai! Foarte bine arată tot. Foarte, foarte bine. Mă refer la vase. Sunt curate, capacele sunt curate. Păcat că au băgat ceva în ele. Gata, am pus uleiul. Și acum punem prima clădită, da? Am pus un pic de ulei și înăluat, să nu se prindă. Hai mă, că Roxana ne-a mers chiar să pricepe. Hai, Roxana, eu țin cu tine, să știi. Aici mai am depus smântâna, orezul. Îl amestecăm cu pește, cu tot. Aici avem orezul fiert. Suntem 4 mâini cu 2 creiere. Rupem tot! N-ai ce să... La 4ace, cum se face, Cătălin și Diana sunt în drum spre cină. Atenție mare în retrovizoare că e ultimul prilej pentru revizuirea detaliilor. Am machiat bine, Cătă? Sunt bine, nu? Am lăsat același make-up și mi-am dat ruj roșu. E ok, nu? Da. Și părul l-am făcut în regulă, deci nu mai stă cum. Mama e foarte bine. Dragii mei, secretele se pun la final și anume smântă. Iată că eu va trebui să pun smântână peste creveți, nu foarte mult, și după care vom amesteca tot acest deliciu cu peștele și cu orezul separat. Lăsăm puțin să scadă. Eu mai vreau puțină smântână și dacă se poate și o mămăligă. După ce o să scadă, o să amestec și peștele aici. Mă, îi un deliciu, mă! Mă, îți vine să-l mânci cu ochii! O să vedeți, o să se vorbească de rețeta asta pe care am făcut-o eu cu Roxy în seara asta, mult timp. Mă, îți vine să-l mânci cu ochii, numai că ai cataractă și nu-l vezi bine. Auzi, dar mai sunt curios, mâncare ca mâncare, dar acum mă fi îmbrăcată nemeș. Aoleo, iar încep. Dacă știam, o sunam pe femei și ziceam, bă, îmbracă-te sexy, că te îmbracă-te sexy. Hai mă, că ai, oricum e sexy, cred. Eu sunt sigur că s-a îmbrăcat sexy. Da. Acum. Sosul la acest crep suzet. Pentru 4 persoane, da? Tăiem lămâia pe jumătate. Este lămâie de suc. Este zemoasă. La crep suzet nu se pune zeamă de lămâie. Se pune coajă de lămâie, eventual coajă de portocală, zeamă de portocală și un picuț de lichior de portocale. Cam asta este, bineînțeles, untul și zahăr brun. Sâmburi o să-i scot eu după. Delicios! Arată negru ca pana corbului, crep suzeto. Așa și trebuie. Deci clătitele se vor colora în negru. Așa cum e crema de ghete. Adică am intrat într-o ușoară criză, dar este o criză constructivă. Ah, Cătălin Botezatu, vei mânca până vei muri, la propriu. Ce bine miroase. Roxana a zis-o pe cea mai tare. Vai, ce bine miroase! Veniți să vedeți ce fac aici. Vai, ce poșircă! Eram entuziasmat, acum nu mai pot fi, da. Astupăm crevete, pește, usturoi, smântână. Și după vom face, ca și garnitură, orezul. Pentru că flambatul se face pe farfurie, pe clătită, fizic, înainte să consume la desert, da? Vom lăsa aici să scadă, mergem să ne schimbăm, să mă pregătesc, să mă fac și un bărbat frumos, oprim, ne spălăm pe mâini, ne facem freza și revenim. Hai. Ne pregătim și da. Ne vedem la cină. Hai. Unde se văd? La cină? Care cină? Vor să mănânce? Ce o să mănânce? Deja am pericul stâng. Au cine ce amață, nebunit. Băi, dacă știam, îmi puneam un buțin. Și tu mi-ai pune înaintea cu tocurile tale stileton asta? Doamne, ferește. Vezi ca luneci. Doamne, ferește. Și ce facem, o luăm pe scări sau au lift? Cumpă-ți, dați nebunii, cumpă scări. Hai că uite, e liftul aici. Mamă, cât te riști. Hai, bagă-te. Mi-e frică cu liftul ăsta. Dar câte persoane ai în liftul ăsta? Noi.
Mă! Stai să-mi trimis și asta. Da, mi-e fric, nu-mi e fric. Au venit! Aoleu, vinte gemene! Nu i-am întârziat puțin. Mâncare, gai! Hai! Vine! Bună seara! Bună seara! Sărut, bună Diana! N-am auzit suneria. Ce elegantă și frumoasă ești! Mamă, ce frumoasă ești! Păi la așa invitație n-aveam cum altfel! Ce-am găsit doar să zic o lumea! Poftiți, mulțumim de invitație. Mulțumesc frumos. Să știi că ți-am adus noi ceva de băut. Au fost de multe bune. Mulțumim. Ce eleganță în Cătălin Botezatu și Diana Dumitrescu. Măi. Mă bucur mult că ați venit. Mulțumim pentru invitație. O să vă placă tot ce... Sunt formale acum. Hai, ce bine e. Mulțumim pentru invitație. La mulți ani, sărmâna. Bine v-am găsit. An rentabil să avem și... Doamne ajută. Și gustos. Când ne-am văzut în fața ușii îmbrăcați atât de elegant. Țiplă. Amândoi... Țiplă. Emoție mare. Emoție. Și sunt la al doilea pahar și nu am reușit să trec peste bine emoție. Bine ați venit, dragilor. Eu vreau... Da, bine ați venit. Deci, în primul și în primul rând, dragi stimați telespectatori, dragile mele, vreau să-ți mulțumesc, Cătă, pentru că suntem în al 16-lea an de acest frumos personaj dezbrăcatul, de care cred că tu ești încântat, de care eu sunt mândru. Am avut perioade în care n-am vorbit cu dezbrăcatul, dar mi-a zis, bă, hai să ne apucăm de treabă. Și în această seară, pentru voi, atât pentru noi cât și pentru voi, va fi o seară specială, pentru că n-ați mâncat niciodată mâncarea sau chestiile din această seară. Sunt niște chestii. Noroc, Codruț. Noroc, sărut mâna. Sărut mâna. Mulți ani. Și la cât mai mult Cătălin dezbrăcați. Să dea Dumnezeu. Introducerea e într-adevăr emoționantă. Îi mulțumesc și eu lui Cătălin. Cătălin, îți mulțumesc. Cătă, îți mulțumesc că ai venit la noi în emisiune. Mă, am noroc, ce să spun. De obicei îmi gătește iubitul meu, astăzi îmi gătește Codruț. Roxana este o norocoasă, are noroc, acasă îi gătește iubitul, aici îi gătește Codruț, cine știe unde mai merge, mai gătește altcineva, în altă parte altcineva și uite așa, este o norocoasă. Mi se pare normal. Păi și de ce sunt mai mult? Stai picior peste picior și îți bei un pahar de prosecco sau de șampanie, nu? Să trești. Așa e, păi așa se face. De ce să te mai stresezi să gătești, să încerci măcar, să... Când noi știm foarte clar, cei mai buni bucătari sunt bărbații. Și... în cinstea lor, bem în cinstea lor. Să știi că și cei mai buni doctori... Tot bărbații sunt. Da. Și noi suntem cele mai bune la stat picior peste picior cu un pahar de șampanie în mână. Nimeni nu stă ca noi. Suntem niște doamne. Bine. Așa să fie, dacă ziceți voi. Acum spune ce ne dai aici. Dragilor, ceva foarte bun. Recunosc că nu am făcut niciodată chestia asta. Este o supă cremă de sparanghel. Totul făcut în casă. Supa, crutoanele. Puneți crutoane și poftă bună. Mulțumim. Poftă bună. Vă rog. Să vedem. Pot să nu zic nimica despre cum arată supa de sparanghel. Dar ce nu înțeleg eu, de ce s-a făcut așa? Iațoasă. Pentru că sparanghelul are în structura lui lemnos. Păi, are în structura lui celuloză, care n-a fost curățată. Bă, ok, nu știi că trebuie să cureți sparanghelul de coajă. Bun, dar după ce ai făcut supa, de ce nu o strecori printr-o sită fină? Ah, din același motiv. Că nu știi că există sită. Nu-i nimic! E bună, e gustoasă. Da, vreau să fiți foarte realiști. Dar mă deranjează ațele astea, asta tot. Iațoasă. Păi, ăsta e sparanghelul. Dacă vrei, să fac de pui. De ce nu ai dat-o prin sită? Da, mai bună. Ieșea doar zeama. Ori la supă cremă trebuie să ai un pic de viscozitate. Iar viscozitatea cred că vine tocmai din textura, din ața aia. E bună supa asta. Ai făcut-o cumva din pulover? Pentru că dacă o dădeai prin sită, după aia o mai fierbeai până scădea și devenea cremoasă. Eu nu sunt unul care critică așa, da. Cremă aia, cremă era? Da. Mă rog, chestia aia ațoasă din ce era? Sparanghel. Sparanghel. Când
Deci el, nu știu, îmi țin trage că mănânci arbuști, mai bine rodaios cu arță de copac. 2. Era rece. E chiar, mie chiar îmi place. Am încercat să supez. Să o să cremez. Dacă vreți să vă mai pun, adică nu, văd nu, că vă place. E, mamă, deci eu deja m-am săturat că sunt full. Văd că vă place. Este foarte sățioasă, e foarte bună, gustoasă, păcadeasă. Aș avea o mică corectură la tot ceea ce s-a întâmplat. Am uitat să spun... Zic cu cuvintele tale, da. Am uitat să spun că supa a fost pentru cei care au strungăreață. Să intre ața. Ca să intre ața. Da. Și să nu fie deranjat de ață. Dar n-a fost o ață. Au fost ghemuri. Iartă-mă că te întreau noaptea noaptea până și strungăreață. O să rămână. Da. Dragilor, sper că felul acesta va mulți. Dragii mei, dacă primul fel a arătat ciudat, iată că al doilea fel este și mai ciudat. Ce este? Asta e un orez, dar... Ce este? Se vrea să fie orez negru sau ce? Nu. Este un orez explodat. Delicios preparatul. Uitându-mă așa la farfurie, arată ca două mormane. Dar ce sunt astea? Bună întrebarea și pertinentă a Dianei Dumitrescu. Dar ce sunt astea? Și acum o să vină explicația. Am avut după supă... Ce am avut după supă? File de levrec, da? Biban de mare, care nu există în București. Cătălin Dezbrăcatu, Codruț Chegeș, găsești levrec în fiecare magazin hipermarket. Doar trebuie să intri în el. Și am luat niște file de cod care arăta file și în momentul în care l-am pus în tigaie s-a desfiletat așa o chestie, m-am și speriat. Și l-am combinat cu sosul de creveți ca să iasă o formă, pentru că peștele nu mai avea nicio formă. Că el dacă făcea, cum am zis, el s-a exprimat așa. Dacă el făcea creveții aia trași cu unt și usturoi și atât și îmi punea smântână. Stai, care usturoi? Că zic că nu știu ce usturoi. Ar fi fost mult mai ok. El așa a zis că a pus și usturoi, dar smântână la creveți? Diana, cu curaj. Curaj, mamă. Nu, nu, dar să-ți audă și... Și v-am pus un vin și să arde și farfuria, nu? Care sper să meargă cu da, așa. Este un demi-dulce. Cu ce ai făcut tu aici? N-am pus foarte mult usturoi pentru că îi lua din simțeai numai usturoiul și nu mai simțeai gustul. E bună, păcat că n-are sare. Am găsit o cojiță, dar nu știu la ce. Nu este creveți. De la sparanghel. Mm. Și apropo de sparanghel, că m-a luat repede și m-am intimidat, că n-am apucat să pun nici mugurii de sparanghel care se puneau deasupra. Mă, foarte bun. Ce era ceva horror. Orezul a expandat. Știi că mănâncă? Știi că sunt niște chestii, niște rotocoale din ăla care da, le... Da, da, da. Deci era oribil. Deci... N-avea sare mâncarea. Am și zis, cred că, pe filmare, parcă era o colivă. Ne trebuia o bomboane chip. Hai, Doamne, ajută să ne întâlnim și altă dată. Să găsim grătar sau cartofi prăjit. M-am simțit extraordinar în această seară aici, așa că... Știți pe cineva la interne, la militar? Atmosfera este de nedescris. Măi, o distracție. S-au săturat, s-au... Da. Nu putem să-i mai spunem Cătălin Dezbrăcatu, ci ar trebui să-l numim Cătălin Piromanu. Vrea să dea foc casei Roxane Nemeș. Eu zic să nu o facă, căci are un iubit și cică are mușchi. N-a vrut. Dar nu arde. Ba da. Nu vezi tu. Fără arsuri. Deci, fără da. Să ardă ceva. Dați-mi bricheta. Care mi-a luat bricheta? Dați-mi bricheta înapoi.
Poftim, fetii. Așa, nu pot să se... Doamne, ce smoală aia care o pune peste clătite? Măi, lasă clătitele așa cum le-a făcut săraca fata, ca să aibă ce mânca și mesenii. Hai, noroc. Așa ceva. Așa ceva. Doamne, Dumnezeule, maică precisă, născătoare de copii. Frate, să cumperi coniac și să nu ardă este Doamne, este ireal. Ce bună e vișinata asta. Da? Nu e clătită. Am și cu de toate? E bine că băutura e bună. Stai. Ai zis clătita ta care arată calipia de la cea urmă. Aveți și cu de toate? Nu, eu, e. Glumim, eu am băut prea mult. Mă, scuze-mă. Roxy, ce-o pun eu? Vino cu e ok. Mă descurc. Unde-i napul vișinată? Roxana, și ce să ne mai dai? Punem tacâmuri, mamă. Nu, că să mănânc așa. Uite că arde! Da? Păi mă, da, dar la tine arde! Păi arde pentru că să... Roxana oricum e o tipă... La tine arde, Roxana, vezi? Ești sub 30, clar tu. Au pus palincă în farfurie sau ceva vodcă, că e un lichid incolor. Dar nu farfuria trebuie să ardă. Nimic nu trebuie să ardă, ci se flambează clătita ca să îi îmbunătățesc aroma și să flambează numai cu un coniac de calitate. În concluzie, eu sunt de părere că am avut o seară foarte, foarte mișto. Bun. S-a râs? S-a râs. S-a băut? Atmosfera a fost absolut superbă. Da, așa e. Eu m-am simțit foarte Vișinata bine. Lui tata Ștefan, bunicul meu, a făcut senzație. Putem să, deci ce, putem să mâncăm deja? Da, vă rog. Ce era asta, un... ce? Desert. A, o clătită cum? Flambată? Crep suzet. Crep suzet? Crep suzet. Așa se... da, așa se numește. Suzet. Deci, era ideea că te puteai duce să iei două suzete, 3-4, să întindem, să încind, să muiem aici în sos. Vezi că nu se mai ia, că dacă e zahăr, se întărește și așa se rămâne haina. Bună. Hmm? E bună. Pe cuvântul tău, spui că e bun ceva în seara asta? Asta n-are sare? Pe cuvântul meu că este delicioasă. Serios. Pe bune. Trebuie să vă dăm secretul desertului. Stai ouăle puțin. Pe care le-am cumpărat eu, erau mari și proaspete. Aia. Și asta e secretul. Da. E, vreau să vă spun că este opera... Clătita. Ține. N-am putea să aibă și puțină nucă? Bine că n-are, că nu-mi place. Nu, că... E așa, foarte adică bun. Nu știu, nu mă pricep. E foarte bun, eu felicitări. Nu mă pricep, deci poate nu mă este o clătită cu un sirop din sos de portocale. Cu lămâie, cu zahăr, dar să știi că nuca s-a purtat până în 2012. Na, nu e puțin? Nu. Deci nu se mai poartă nuca la crep suzet, eu am văzut. Acum, pe bune, nu sunt imbecil, dar n-are nucă crep suzetul? Cătălin nu este imbecil, dar nici crep suzetul n-are nucă. Îi simt alcoolul. Stai un pic, să scot din pălincă. Te faci tu de alcool? Să scot din pălincă. Feti, mă dezamăcești. E de vreme, feti, e nou, cât e ceasul? Nu pot de pe acum, la mine e... Îi prind de vreme. Uite că... Să mănânc doar cu furgulețe, dar n-am cuțit. Am avut dar cu Cătălin. Ok, așa mănânc eu. Ți-a duc, ți-a... N-aveți cuțit? Ți l-am luat eu. Da. E bună. E bună. Dacă era cu de toate, era și mai bună. E de vită. Aveam și mixtă, da. Mulțumesc. Nu mai e bună. Sunt bune. N-a fost bun, n-a avut. Deci eu știu, dumne, când vine aia ghiridonul frumos la masă. Lasă-mă vorbesc. Ai vorbit-o până acum? Lasă-mă și pe mine. Și ăsta e profilul bun, ca să știți. Ideea e că... Deci acel crep suzet. Deci cum spunem? Vine cu ghiridonul omul la masă. Să-l pregătește cu nocșoara făcută așa pisată, cu sosul ăla de portocală, ți-l ful, ți-l flambează, ți-l dă flambat, ți-l dă mâncă. Mă, omul e artist, femeia cântă. Ce crep suzetul meu vrei acum cu ghiridonul la masă, serios? Uite, jur că mă chinui să mă întoată. Mă, sunt și eu bună la ceva. Ei, la clătite. Mă, tu ai făcut-o? Clătita. Deci cred că domnul Vârlan vrea să ne transforme încet, încet
niște șefi adevărați, pentru că... Ce menioate am avut voi astăzi? Superbă! Ești foarte bună, m-a făcut grătită. L-a făcut grătită, mulțumesc, mulțumesc, Cătălin. Deci arătam farfurie ca un șoric împachetat, care simțeai nevoia să-l mai răcăi puțin. Doi, când începeai să-l mănânci... Păi da, că era arzi. Era flambat. Care flambat? Că arzi doar la ea. Era. La noi n-a ars nimic. Da, am norocul... am învățat de mică să fac rătite. Mi-a plăcut. Este singurul lucru pe care eu îl fac bine, pe care îl gătesc bine. Clătitele. Și uite că mi-a picat în seara asta. Horia. Mulțumesc. Mulțumesc, Horia. V-am mai pregătit o surpriză. Nu, 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 nu. Nu te mânca. Nu, nu, nu. Nu te mânca. Sunt curioasă cum vă descurcați voi acum. Da, stai puțin, mi-am venit la voi. Păi da? Deci, fii atent. Ne-a dat puțin de mâncare, ne-a îmbătat și acum să vedem cum ne descurcăm, mă. Ne provoacă. Păi e perfect că ați făcut așa puțin, v-ați făcut chef și acum cântăm. Eu karaoke nu va. Deci eram sigură. No! No way! No way! De ce? Nu, deci nu sunt cea mai proastă cântă. Nu sunt cea mai proastă cântărea, sigură. De ce să cânt pentru ești actriță și actorii? Deci fii atent. Fii atent. Ascultă-mă. Cine te-a mințit? Dar nu este la karaoke, draga mea. Nu e, ce, nu ce trebuie, nu e concurs, nu ne dăm aici nici eu, nu e spectacol. Fii atent. Ce? Vrem cântă tu, pisiflu, să ne distrăm. Pisiflu, artist. Noi suntem acasă, Diana. Este unde ești cât de prost cânt eu. O să oprească lumea televizorul, serios. Nu o să audă nimeni. Dragi telespectatori, o să cânt în această seară. Nu opriți televizorul. Vă rog. Diana Dumitrescu zice că nu poate să cânte, că ea cântă prost și așa mai departe. Să mă audă pe mine. Să mă audă pe mine făcând karaoke, că nu stă nimeni pe o rază de 6 km. Știi ce îmi place mie la artiștii ăștia atunci când ei cântă? Că își flutură degetele așa. Asta este partea cea mai tare. Și fetele când se apleacă, știi? Ei fac așa. Și le flutură pe asta așa. Și după asta pleacă. Și după aia așa. Și după aia. Nu înțeleg de ce se întâmplă treaba asta, că nu mă pricep. Ești aia asupra mea o putere imensă. Când mă trezesc, zâmbind în fiecare zi. Ce șansă că te-am cunoscut, nu mai credeam în iubire de mult. Cu tine învăț să iubesc. Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Mă faci să simt că sunt centrul lumii eu. Și mă alinț, mă alinț, mă alinț cu vorbe dulci. Inima mea nu vrea să o minț, nu vrea să o N-am chiar dacă mâncarea nu le-a ieșit, pentru că au fost niște rețete foarte dificile, noi ne-am simțit foarte bine. Hai că ai râs toată seara. Eu nu m-am mai distrat în halul ăsta de deci, foarte mult despre timp, deși am o perioadă nașpa. Important e când vii în vizită la cineva, indiferent cât de habar n-am, ce are pe masă, trei alune, două chipsuri acolo, important e ca atmosfera să fie una pentru caldă asta, și bună, să te simți binevenit. S-a creat fast food. Noi ne-am simțit bineveniți aici, ne-am simțit foarte bine, ne-am distrat, ne-am și pilit puțin, uitați-vă în ochii noștri că, e strălucesc puțin mai tare ca de obicei, recunoaște. Lasă cu dezbrăcatul, recunoaște că te-ai pilit. Da, nu, lasă, eu vreau să spun că a fost ca de obicei. Recunoaște că te-ai pilit cel mai tare, iar Nemes este ca de obicei, așa cum am spus, bună. Mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Mă faci să simt că sunt centrul lumii eu. Nota noastră de astăzi este 10. 4.
Și mă liți, mă liți, mă liți, cu vorbe dulci, inima mea, nu vrea să o uiți, nu vrea să o uiți. Nota noastră pentru ei astăzi este o notă foarte bună. Mi! Do! Do! Do. Notă maximă pentru perechea dezbrăcatu Roxana Nemes, care a executat ca la carte exercițiile probei de bucătărie. Mie mi se pare cam mult, 10. Între noi fie vorba mult prea mult. Doamnelor și domnilor, Ioana Petrescu! Cătălin Bănezanu! Cătălin dezbrăcatu! Stai să mai iau o gură de vin. Eu și sigur o să bage asta. Hai să beau ca o doamnă. Hai să beau ca o doamnă. Și acum eu să fac ca un pulbel. Ce rival mai tare putea avea dezbrăcatul decât pe Botezatu? Adevăratul Cătălin Botezatu, bărbatul bine din fashion, designerul aristocrat cu Paris, Milano, New York și pe bătătorul de covoare. E în premieră la noi și va fi, cred, în premieră și în bucătărie. Cătălin Botezatu face echipă cu Diana Dumitrescu. O știți pe Diana, nu? Actriță cunoștință veche a emisiunii, s-a descurcat onorabil gătind singură. Pentru azi promite un succes culinar, mai ales că face tandem cu un prieten. Ce pot să-ți arăt? Asta e un birou. Birou, de obicei, mai stau la birou, mai pe computer, mai fac schițe. Aici, așa, aici, cum vedeți, este una din panopliile cu premiile, o parte din premiile primite de-a lungul timpului. Spun o parte pentru că veți vedea și în cealaltă încăpere, sunt foarte multe și acasă și poate acasă am sute și sute de diplome care reprezintă tot premii. Cărți legate de fashion, o să vă întrebați ce înseamnă melanjul ăsta de icoane cu fashion și cu artă. Da, sunt și un tip credincios și atunci când primesc o icoană o păstrez, că sunt foarte superstițios. Știu de vreo 16 ani de când sunt personajul Cătălin Dezbrăcatu. Deci mare, da. Mare boier, mare caracter. Mai departe avem un salon de primire unde doamnele vin, stau și așteaptă rânduri să intre la probe sau discută și nu în ultimul rând, pe lângă alte încăperi, bineînțeles, mai sunt o încăpere unde se concep rochile, unde sunt materiale, unde, așa cum vă spuneam, o altă panoplie cu trofee, cu multe trofee și o parte din noua colecție, dar care fiind secret profesional nu ar trebui să o vedeți. Mă rog, v-am dat voi așa puțin. Se lucrează, tocmai de aceea nu e atât de multă ordine, schițe peste tot. Da, i-am admirat dintotdeauna pentru ce au făcut și Diana este o actriță foarte bună, a jucat în atâtea filme. Când mi-aduc aminte, eu cred că sunt sigură de fapt că sunt mai mică decât ea și o urmăream telenovelele românești. We have a winner! E, cum vine? Vine bine. E bine? Mhm. O iau pe asta? Da. Și ce-mi fac la păr? Păi, stă bine așa, poți să-l buclezi. Sau să-l buclezi. Nu, mai bine buclezi, dar stă bine și așa drept. Așa, într-o parte? Cum te simți tu confortabil? Bine, mai puțin, o să-mi schimb, promit că îmi schimb botinele, vin cu pantofi. Da, bine, acum să-i botinele, dar nu contează. Ce pot să zic? Îi stă nemaipomenit Dianei Dumitrescu în aceleași rochii. Aș vrea să o văd prestând doar treaba asta. Să lăsăm gătitul. Ce ne mai ocupăm de chestii din astea mizere? Gătesc eu în locul ei, frate. Dragii mei, Diana și Cătălin, ce bine îmi pare să vă văd. Măi, dar ce frumos sunteți, ce bine arătați. Ia ce vrăjeală are. Ce vrăjeală.
Acum să trecem la lucruri mai serioase. Din atunci ai mai fost aici, ce să gătești? Cătălin, ești pregătit? Cine ar fi crezut că o să vii să gătești la super cireașa de pe tort pentru Cătălin dezbrăcatul? Bun. Meniul de astăzi va fi unul pe gustul vostru. Adică ceva fancy, glamour, ceva super sofisticat. Ce? Și ascultați-l. Primul fel, ciorbă de perișoare. Pui cu mămăriguță. Iar la final, cremă de zahăr ars. Asta e fancy, crem, glam. Asta e crem brule. Succes! Ia, ce știi să faci din toate astea? Am mâncat ciorbă de perișoare. Păi, am mâncat ciorbă de perișoare, parcă am mâncat și cremă de zahăr ars. O stropel când era mai mic. Nu te știi să faci, te-am întrebat ce ai mâncat. Mai fiar, știu că ciorbă de perișoare, ciorbă de perișoare avem nevoie de carne tocată, puțin orez. Hai că îți dau rețeta. Ce golan ești. Pe bune m-am văzut, carne tocată, puțin orez, sare, piper, faci legume. Ei, te ajut. Păstârnac, țelină, la... Ce golan e, mă! Băi, ce golan e! Nu se poate! Da, ce știu! Dar tu le faci, da? Nu, eu ți-am spus ce trebuie să faci. Știi că îmi doream să văd cămara și frigiderul lui Cătălin Botezatu. Mi-aș fi dorit să vedem ce are o personalitate care lucrează în fashion business, în lumea asta, glamour. Ce are în frigider? Să văd, în afară de iaurt și salată, ce se mai găsește acolo. Hotărât să nu fie mai prejos în postura de gazde, Cătălin și Diana au plecat deja la cumpărături. Auzi, mama zicea carne să luăm vreo 200 de grame pentru o ciorbă de 4 persoane. Că n-ar trebui mai mult la... chiftă. La perișoare. La chiftă, la perișoare. Da, mai facem mai mult. Da, dacă pui prea multe, iese tocană ciorba și nu trebuie să fie tocană, știi? Practic, în farfurie, mod normal, la restaurant îți dă cam 2-3 perișoare, nu mai multe. Îți dai seama tu cum se uite lumea din piață la Cătălin Botezatu? A venit Cătălin Botezatu la cumpărături. Dacă nu s-ar vedea camerele, lumea chiar că și-ar face semnul cruce. Doamne, maică, ce-o caută flăcăul ăsta frumos pe aici? Trăim momente istorice. S-ar putea trece cu roșu în calendar că astăzi au intrat în piață Cătălin Botezatu și Diana Dumitrescu. Să rămână. Să uită mama aia la ei. Tu, ce-or face ăștia pe aici? S-au pierdut săraci. Mă-lui mai încolo! Asta ce e? Păstânac, nu? Da. Albitură. Asta-i țin. Și țelină ne trebuie? Ne trebuie, dar nu multă. Păi una. Întrebarea mea este... De ce îi trebuie o singură țelină lui Cătălin Botezatu? Ce vrea să facă cu ea? A, pentru... Stai, bă, puțin, că era vorba de mâncare aici, mă. Ne dați și nouă o legătură din asta, dar ne ajută. O legătură din asta de morcov cu albitură. Atât de mică? Da, Cătă. Ajunge. Prea puțin, mai nu, ajunge. Vezi? Și când vrei să spui așa că dimensiunea nu contează, greșești. A, bă, uite, stai așa, dar ține și pătrunjel. Asta e pătrunjelul, e leușean, nu? Nu, leușeanul e mai mare. Da, păi tocmai de aia, că mă uitam. Și ăsta e măraș, dacă nu știa, eu știu. Da, Cătălin Botezatu, este adevărat. Deși fiți atenți cum îl lase pe Cătălin singur în bucătărie. Că se tuță în bucătar aici. Te ajută, ce e? Nu, vreau două legături. Băi, deci vreți să trebuie și pentru o stropel. Nu știu, sunt două feluri de mâncare, nu mă pricep. Mă, luați-l pe Cătălin și dați-i o cafea, că deja da, la a doua tarabă și mi-a făcut creierii pilau. Ceva de mâncare, că n-am mâncat nimic aseară, să nu uităm, totuși. Carne de porc tocată. Pentru perișoare. Dar vreau să-mi tocați dumneavoastră, vă rog frumos. Da. Da. Să fie cea mai bună. Vreau să-mi tocați, să nu-mi dați. O bucată, dar nu foarte mare, cred că... Stai, mă... Da, e bună. Dar câte perișoare? Trebuie să ne iasă niște... Păi, mamă, să vedem. Că ai răbdare. Măi, pe Cătă îl văd la piață. Și pe Diana. Și pe Diana, da. Adică sunt oameni care duminica se duc să-și cumpere lobodă, să facă o ciorbă de lobodă cu iaurt trasă bătută cu ouă, așa. Mă gândeam uite, să facem, avea. Da, mă gândeam să facem doar din ciocănele de pui ostropelul. Păi așa... da, normal, nu facem... Dar nu din pulpă întreagă, din ciocănele. Nu, da, ciocănele. Ciocănele aveți, rămâna? Uite, 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 pulpă, nu, nu. Dar doar ciocănele, nu pulpă întreagă. Păi,
Dacă suntem patru, ar trebui cel puțin câte două de fiecare. Am zis cel puțin. Și e bine, facem câte trei. 15, da. Da. Două ciocănele de cap de muritor. De cap de creștin. Să rămân. Ne dați și nouă 15 ouă, vă rog. Da, simple. Unde nu mai mergi pe asta? Vrei să te ajut? Țin eu ouăle, că sunt fragile. Era să zic ceva, dar nu pot, că ești prietena mea. Dar cu amândouă mâinile, Diana, ca nu cumva să se spargă. Uite, Malai. Dar te ia pe cel mai bun. De unde știi că e cel mai bun? Ăla e cel mai ieftin. Aici sunt de acord cu Cătălin Botezatu. Cei mai ieftin niciodată nu-i cel mai bun. Mamă, dar e cei mai ieftin, nene. Roșii tăiate cuburi. Nu, uite, roșii decojite. Cele mai bune roșii pentru paste sunt cele tăiate cuburi. La ostropel, pe de altă parte, nu e nevoie de niște roșii tăiate cuburi. Pot fi folosite și roșiile în bun bulion întregi. Dar atenție mare, în perioada de extra sezon, adică nu în miezul verii sau la începutul toamnei, mai bine faci un ostropel sau știu eu ceva, o mâncare de roșii din roșii conservate. Și sunt cele mai bune cele prunișoare. Căci în timpul verii poți folosi roșii proaspete care într-adevăr au gust. Altminteri, n-are rost să strici roșiile alea care sunt vândute numai pentru culoare, nu pentru gust în piețe. A, da, nu sunt românești alea. Erau unele mișto italienești. Păi da, mă, știu și eu, că am văzut la mama. Și sunt alea bună de paste. Deci, eu nu înțeleg de ce râde fata asta. De pentru că nu sunt versace roșiile. Nu știu dacă o să-mi iasă un stropelul. Stai puțin, pe bune. Deci sunt niște roșii de paste. Foarte mișto, de nebunești. Care nu mai trebuie să le faci nimic, doar le fierzi. Nu facem paste, facem o stropelie, o mâncare românească. Nu da, dar sunt foarte mai bune. Ia ce vrei tu. Raha, dacă știam, mai bine mergeam până la Milano să luăm niște roșii. Sunt și săinuri. Vezi? Vezi? Bine, ia ce vrei, pe bune. Ce poți să vezi atunci când iei o conservă de roșii în mână? Te uiți pe etichetă și vezi dacă în afară de roșii mai conține conserva și conservant special. Că în cele mai multe cazuri e o listă lungă. Dar sunt conserve de roșii care nu conțin decât roșii și sare. Punct. Alea-s bune. Băi, am luat aproape tot, cred. Diana? Mm. Eu știu că când făcea bunica mea ciorbă de perișoare, acum nu știu, poate că vorbesc prostii, dar cred că la ciorba de perișoare folosea. Deci înainte fierbea un rasol și din supa aia rasolului folosea aia, zeama aia la ciorba de perișoare. Mm? Ei, nu pot să contest. Ceea ce spune Cătălin e adevărat. Mamă, ce de cumpărături! Hai, hai, repejor cu ele la bucătărie și echipați-vă pentru gătit! Domnul Horia, mi-am prins părul, da? Să se țină cont. Mi-am prins părul, m-am spălat pe mâini. Unde o fi Cătălin Botezatu? Că eu nu-l văd. Cătălin a dispărut. A plecat să mai cumpere ce mai era de cumpărat. M-am apucat de treabă, am curățat legumele, le-am spălat. Eu știu de la tata, acum n-am gătit lângă domnul Horia, că trebuie să călesc puțin de tot, dar puțin de tot morcovul. Este puțin mai gustoasă ciorba decât dacă e tăiată bucățele. Dacă îmi pun baza în cătă, mâine termină de gătit. Legumele astea o să le folosesc doar la felul întâi. Deci ingredientele. Am morcov, ardei, cartof. Da, la ciorba de perișoare nu se pun cartofi. Până mai toc eu restul, deja pe astea încep să le pun la fier. Da, mi-o imaginez pe Diana. Eu mai pe multe... Diana o văd. Vorbeam de, da, da, de gătit. Iată-mă. De bucătărie. O văd, da, bucătărie. Fetii, m-am apucat de treabă, ce crezi? Știu. Da. Și acum cred că le-am călit suficient, așa, foarte puțin. Și o să le pun în oală și le las la fier. A venit și Cătălin. Unde o fi fost? A mai făcut ceva cumpărături.
asta mică, Diana a intrat repede în bucătărie și a schimbat ținuta și s-a apucat de treabă. Acum bag seama că și Cătălin trebuie să se schimbe, că doar nu stă așa ca la piață. O vedetă și una care lucrează în fashion trebuie să schimbe ținuta. Poți să lucrezi cu hainele de stradă, nu? Nu. Păi sparge-l și pune-l aici. Hai mă, bine. Hai mă, sparge-l. De sparge-l de ăsta. Nu de ăsta? Hai, da, nu merge de ăsta, că e rotunjit. Perfect, ai văzut? Șef ești. Extraordinar! Foarte, foarte bine! Cătălin a spart un ou! Și punem aici o linguriță de... o linguriță de orez. Ce face cu o linguriță de orez? Face o singură perișoară? Hai că te pune. Nu, nu, ca să nu se facă cocoloașe. Lasă așa, punem așa. Facă cocoloașe? Adică nu cocoloașe, adică să se facă într-un singur din aia prea mult orez. Dar de ce numai Cătălin, botezatul, să poată să poarte ochelarii în timp ce face treabă? Eu de ce să nu-mi pun ochelarii? Eu așa nu sunt de aia de soare, sunt de vedere. Ia că-i văd mai bine. Și mi-i pun și eu așa din când în când. Păi nu? Ia apucă-te tu să pui masa cătă. Păi stai că nu mă apuc cătă de tot. Hai, lasă-le pe alea că mă ocup eu. Ia fuși că mă... Uite-ți-le, fac așa. Nu, cătă, nu, că nu poți să le toc. Lasă-le, pleacă de aici. Du-te. Mai știu o fentă cu ochelarii. Ce ziceți de asta? Ai acolo un bol. Uite, ia bolul ăsta frumos. Nu, nici nu știu ce vreau să fac. Păi haide, vreau fă să, ceva vreau atunci. Să fac, chiar dacă nu e așa tipic românesc, dar vreau să fac o fructieră pe mijlocul mesei cu bun, fructe. Bun, fă! Cine n-a pus etichetele astea pe banane? Era și o melodie pe vremuri. Cine a pus eticheta pe banana mea? Stai să mă... merge un copil la școală să mănânce și el săracul banana și mănâncă și eticheta. Săracii copii se duc la școală și mănâncă banana cu etichetă cu tot. Dar ce, nu poate să curețe? Până la urmă, se lucrează la patru mâini. Diana face treburile astea de gospodină, adică frământă compoziția de perișoare, Cătălin pe de altă parte, face partea artistică. Se joacă cu ananasul, cu perișorii ananasului, mai apoi se joacă cu bobițele de strugure, după care, cu siguranță, le va aranja artistic în vreun bol. Mamă, n-are niciun gust ciorba. Păi cum să aibă gust dacă nu i-ai pus nimic gustos? Ai pus cartofi în ciorba de perișoare, în loc să-i pui și tu un os acolo. Niciun gust n-are. Du-te tu, Cătălin, și cumpără un os. Dar să n-ai tot, mamă, gust. Ai pus boșu? N-am pus încă boșu, că n-am pus nici perișoarele la fiert. Că... Păi și cum vrei să aibă, bă, gust? 3 strențe de morcov și un rahat? Am zis că ai pus perișoarele și... Mamă, nu trebuie să-i mai pun sare. Puh, mamă, nu știu să fac ciorbă. Hai că pun... Păi, mamă, dacă tu... n-ai pus perișoarele, cum vrei să aibă gust apa aia fiartă cu 3 rahaturi? Hai că... A băgat și rahat în ciorbă? Fantastic! Bine, gata. Vorbește frumos că ești pe speaker, te aude lumea la telefon cu rahaturi și de-astea la televizor. Dar și ce-am zis? Baci și tu în seamă toate fleacurile astea. Mai bine ia-ți rochia aia frumoasă, neagră. Gata, uite, acum pun perișoarele, mamă. Te mai sun o dată. Păi, pui perișoarele, le iași să fiartă și... de la cărnița aia din perișoare. Am înțeles. Bine, mama. Te mai sun. Bine, drăguțe. Hai, să rămână, pa. Hai, da. Mă ajuți la desert? Da. Adum 6 ouă. Câte? 6. Ce trebuie să fac cu ele? Uite, astea 6 ouă le spargi acolo. Cu totul? Cu albuș și gălbenoși? Da, albuș și gălbenoși. Le sparg așa? Da. Poți? Să rescurci? Să nu-mi pui coș, da? Cât tu spargi ouăle acolo, eu o să pun la topit zahărul, să facem zahăr ars. Mamă, deci ai umplut tot dulapul de... Unde am umplut tot dulapul? A curs din gălbă de ou. Ce vrei să fac? Așa, ia castronul, bate ouăle. La ce viteză? Bate-le! Le mai bat mult? Bate-le. Și că take your time, Cătălin. Don't rush.
Mai bine măresc viteza. Vrei să măresc viteza? Da, mărește viteza. Stai mișto, zici că ești pe picamără. A început să facă așa o... Lasă-l acolo, fă așa. O spumicică. E bine? Da. Se pun 6 OO. Stai un pic, oprește. Se pun 6... Lasă-l jos. Se lasă jos. Se pun 6 OO, că nu lasă să spune țeta. După care se bat aceste OO, cu tot cu gălbenuș, da. Apoi se adaugă zahărul. Se pune un pliculeț de zahăr vanilat. Cătă ne explică cum se face crema de zahăr ars. Suntem numai ochi și urechi. Te ascultăm, îți sorbim cuvintele cu nesați. Deci o să fac, practic, zahăr ars cam... În total cam 12 linguri de zahăr. Pun la topit. În marile restaurante, ăsta, lustruirea tacâmurilor, ca și a armelor de altfel, este... face parte din jobul celor care lucrează acolo. Cel puțin într-un restaurant cu stele Michelin, totul trebuie să fie perfect. Ne aduc aminte de Tour d'Argent de la Paris, este un restaurant în Paris, extrem de exclusivist, unde sunt tacâmuri din aur, totul din aur. Nu există o amprentă pe tacâmuri, pe farfurii. Totul este impecabil. Nu luat mese, cine, festive cu tot felul de personalități cu capete încoronate, chiar încoronate. De exemplu, chiar și eu am fost pus în situații delicate când nu știam cum să servesc anumite feluri de mâncare. Uite, mi-aduc aminte că la un moment dat era o cină din asta super festivă, chiar într-un castel, și era o masă, cred că erau 30-40 de persoane. Eram cu o contesă. Și la un moment dat a venit momentul fazanilor și tot mijlocul meselor s-au umplut de niște fazani cu pene superbi. Și mă gândeam, cine o să mănânce primul? Nimeni nu mânca, pentru toată lumea făcea conversație. Și exact în momentul în care era să fac gafa monumentală, adică să pun mâna pe fazan propriu-zis, a venit un chelner care m-a salvat și efectiv de undeva de aici, de pe, deci cum vă închipuiți un fazan, de pe gâtul fazanului exista așa un, ca un țâmburuș, ca un butonel. Tot acel penaj era montat pe o cupolă din argint, se ridica cu totul și pe un platou tot din argint rămânea fazanul propriu-zis. Am picat de fazan. M-am apucat de felul 2 și eu o să dau un pic de sare și un pic de... Bună. Ce mă, ce? Ne să ne distrăm. Aoleu, le lași cu pielițe? Da. Eu știu. Ia, ia. Că dacă vrem să fim fitoși, bine, dacă vrem, ar trebui să dăm jos pielițele. La o stropel? Foarte corect. Pielița, pielea puiului nu trebuie curățată atunci când pregătești mâncare. N-ai de ce, pentru că ea dă aromă. Fără aia, ce gust mai are săraca mâncare? Niciunul. Deci câți cătei? Nu știu câțiva acolo, curăță că zic eu stop. 2, 3, 4, 5, nu știu. Sper că a văzut domnul Vârlan ce curat e la noi în bucătărie. Sper că a observat. Deci o să pun niște roșii în buliu, în decojite, pentru că sunt mai bune. Pârlesc. Alea care n-ai vrut să le iei italienești, nu? Fii atent că o sare. Dă-te la o parte câte. Și uite așa facem copănele prăjite cu mămăliguță. Ce bun, ce bun, ce bun. Mie îmi plac. Mai bun e decât... Deci miros mâine numai a de-asta. De-aia m-ai pus special să fac asta. Dar asta sigură că și eu am tocat ceapă mai devreme, așa că... Deci care e rețeta la ciulamaua asta? Ciulamaua asta e o stropel, Cătălin. Deci, acum mai avem așa, să-l lăsăm asta să fiarbă azi, sper. Să scadă apa, după care vin și adaug bulionul și iarăși fiert. Dar trebuie să las să fiarbă până scade, că în momentul în care a scăzut apa este și puiul fiert, e pătruns, doar punem sosul cât să prindă, mai îl dăm în fiert de câteva ori cât să prindă gust și... Uite, a început să bolborosesc.
Pitulicea, Pitulicea, aici Guzganul, recepție. I-am reperat. Condruț Chegheș, cunoscut ca Dezbrăcatul, și Roxana Nemes sunt pe drum. Terminat. Cătălin Botezatu, pregătiți-vă, venim în câteva minute, suntem la dumneavoastră. Recepție. Se observă, da, cât am fiert puiul, mi-am făcut un pic de buclă, cum mă pregătesc pentru. Iasmi, dar nu știu ce am mâncat piesa asta de vreo două ore. Iasmi, lasă ziua bună! Nu mergem la nuntă. Păi aia e, că nu mergem la nuntă, dar nu știu ce am mâncat piesa asta. Nu cred! Te omor, îmi dau cu asta în cap, e totul trec. Deci nu cred așa ceva. Ce-ai pățit, păi? Am mâncat pisica crema de zahăr ars. Jur pe cuvânt, nu mai e nimic. Deci nu pot să cred așa ceva, vine să plâng. Băi, nu pot să cred. Bă, de ce ai spus asta afară? Să se răcească, nu puteam să se răcească. Păi nu era rece. Nu, era caldă. Băgam-i ești... Jur, băi, și-am și zis, băgam-i ești picioare. De ce pară mă ai scos afară? Pentru că trebuia să se răcească, nu puteam să o servesc caldă. De ce nu-ți băgat-o în frigider? Băgam-i ești... Casca în ureche. Cu desert, fără desert, Cătălin merge mai departe. Așa și trebuie, că invitații trebuie să ajungă și oricum n-au de unde să afle că a fost odată o cremă de zahăr ars. Bine ați venit! Bună seara! Ce frumoasă ești! Salut! Ce trăiți? Bine ai venit! Nu se vede că ați venit! Bine ai venit la noi! Salut! Bună! Hei, poftiți! Bine ați venit, vă rog! Haide! Haide! Afară e viscol, abia am venit, e... Casa foarte frumoasă, ne-au primit foarte frumos, elegant. Nici nu mă așteptam altfel. Ciorbă de perișoare, uite aici. Foarte tare, frate. Foarte tare. Ești cam invidios. Nu, că perișoare nu știu să fac. Foarte greu să știi. Da. Deci e extrem de greu. Frate, sparanghelul. Perișoare. După crema de sparanghel. Deci crede-mă că se face greu, rău de tot așa să supă. O ține minte. Ciorba de perișoare arată cam... cum arată leșia aia în care se fierbeau hainele la țară, cu vreo două gogoloaie, cum ar veni niște șosete din alea cocoloșite. Bun, am fost foarte surprinsă, foarte surprinsă când am auzit meniul, pentru că a început așa, m-am gândit, glam, și o să fie nu știu cum și nu știu ce, și m-am gândit, mamă, ce ne dă să gătim ceva franțuzesc super dificil. Când am auzit ciorbă de perișoare, ce e glam în ciorba de perișoare? Dar a fost o provocare. Este prima oară când am făcut, mai ales împreună. Da. Deci nu am făcut până acum ciorbă de perișoare. Sper să vă placă. Nu știu dacă a ieșit ca la mama acasă. Cu siguranță ciorba n-a ieșit ca la mama Dianei Dumitrescu. Adică, mă rog, la Dumnezeu, că altfel, săraci oameni. Eu am gustat-o înainte. Pe gustul meu este ok. Acum... Punem smântână. Cum vreți. Cum vreți. Eu de-aseară am făcut depresie, adică dacă mai poți smântână... Păi atunci nu pune gustă, vezi dacă îți place fără smântână, dacă nu îți place fără smântână, poți să pui smântână. Piper, pun. Poftă bună. Poftă bună. Mulțumim la fel. Ia să vedem noi acum. Pentru prima oară, Cătălin Dezbrăcatu, împreună cu Roxana Nemes, mănâncă ciorba de perișoare. Stai să vedem. De la smântână, cred că ți se trage. Lasă... Mamă, cum am făcut, băi, cum face, cum... Exact ce-i spus. Eu zic să mănânci și pe urmă. Doamne ferește, te nece aici la masă. Să nu mi-o luați în numele de Ludo, este extraordinar, frate. Extraordinar. Ne-am chinuit, bă, bune, chiar a fost o muncă titanică cu asta. Eu, care nu mănânc ciorbă, pot să o laud, e bună. E acrișoară, acră. Ce trebuie? Cine a făcut perișoarele? Eu. Noi. Noi! Pe data viitoare. Amândoi! A fost acră, a fost bună. E bună pentru stomacel. După mâncarea de ieri, a venit perfect. Și tu? Știu, a fost mâncarea făcută de noi, dar... Al doilea fel exotic. Glam. Fashion. Arată este foarte bine. Ostropel de pui. Ostropel de pui? Cu mămăligă. Cu mămăliguță. Mâncă-ți-ași gurița ta de... Trena. Fat. Ți-am zis, mă, că faci ostropel? Cum e servit ostropelul? Elegant. Asta îmi place. Foarte frumos, Cătălin. Chiar dacă nu e mâncarea bună, măcar este prezentată frumos. Ce vă doriți?
Ce alegeți? Îmi doresc... Sunt vinuri de colecție. Merg pe mâna ta. Vă rog, serviți, că se răcește. Da, da, da. Vreau să avem lamații rece. Eu am văzut părinții mei făcând, că asta e o mâncare pe care o mâncam tot timpul. Exact. Și am făcut din ochi. La ciorba m-a întrebat-o pe mama, la ostropel l-am făcut și gata. Că... Deci ostropelul s-a portat în copilăria mea, duminica... Cred că trebuia puțin mai mult usturoi. Nu. Nu? Nu. Adică să dai un șoriț de usturoi, nu... Domnule, scuză-mă că te deranjez. Da, ăla e. L-am recunoscut după miros. Cum ți se pare, Roxana? Bun. Foarte bun. Nu mănânc carne, de asta nu mănânc nici ciorbă. A, am înțeles. Dar eu... N-am știut că nu mănânci carne. Nu știa Horea. Yeah. Ține de noi. Eu aș fi vrut să fac cum făcea tata acasă. Tata a îngroșat puțin sosul cu un pic de dovlecel. Dar am zis să păstrez totuși rețeta clasică. Mm-hmm. Ca să nu... Bine, ne-am dat de ceasul morții să facem tot felul de, cum am zis, prima oară, cum, să fierbem puțină carne de vită. Da. Dar nu era timp și, mă rog. Bravo, Horia. Felicitări, măi, băiatule. Dacă ați mers pe varianta asta de tradițional românesc, adică la recomandarea meniului, sunt sigur că... Horia v-a spus să faceți papanaș. Nu? Cremă de zahăr ars. Cremă de zahăr ars. Da. Dar am avut un musafir care... A mâncat tot. A mâncat toată crema de zahăr ars. Chiar a mâncat-o pe toată? Da, arată deci demonstrează-le. Aici chiar este munca amândurora. Eu am bătut la orele de mai venind rău. Da. Eu am crema de zahăr ars. Nu-mi spuneți acum, facem, ajut și eu. Ne apucăm. Ai poftă? Mă pricep și știu, îmi place. Am făcut crema de zahăr ars și din păcate am scos afară să se răcească. Și am avut o câine? Pisică care pisica. Am mâncat-o. Uitați-o. Hai, mă. Nu pe toată. Dar cum o pisică aia și unui pisică? Dă-mi coasă un timp. Cu mâncarea ne-a dovedit. Ne-a dovedit că știu să facă. Acum nu știu ce ajutor a avut ori mama, tata sau internet. Dar gustul era la ostropel, barem închideam ochii și spuneam că e mâncare făcută de bunică. Și mămăliguța foarte bună. Și mămăliguța, da. Uite ce chestie, hai să spun o chestie. Eu dacă beau altă șampanie în afară de marca asta, îmi vine rău așa. Leacule și... Și mie la fel, să știi, nu? Am aceeași chestie. Să spune teacul leacul. Știi cum e organismul? Am grețuri la alte tipuri de șampanie. Organismul se obișnuiește cu ceva. Da. Voi știți că românul, s-a născut moieț? E o vorbă. Îmi pare rău că trece timpul foarte repede. Mai dar unde e binele? Să bea și ea un pic de șampanie. Dacă tot am mâncat desertul, nu? Dragilor, mulțumim. Aș vrea să vă spun așa din suflet ceva. Aș vrea să vă spun că vă iubesc. Și dar noi pe voi. Nu știu cum să fac. Și eu. De câte ori vă întâlnesc, sunt fericit și tac. Și pe voi, și pe voi. Bine ați venit la noi. Sper să vă fi simțit bine, chiar dacă pisica ne-a mâncat în crema de zahăr ars. Da, sunt puțin. Avem o supărată. Seara nu s-a terminat. Așa că s-a vrut șampania asta. Și avem o primăvară frumoasă. Este foarte bună șampania. Băi, dracu, fac ăștia o șampanie bună. Totul a fost a la botezat. Adică... Așa te duci într-un spațiu... Ne așteptam să fie elegant. Ne așteptam să ne primească. O iei, gătești... Ce te uiți? Ți-ai pierdut ceva? Nu, se vede firul de la valieră și cameramanul a început să tremure. China s-a încheiat epocal cu o prezentare de modă, costume. Chiar vreau să iau unul și eu, pentru că în curând o să fiu naș. O să fiu naș de cununie și am și eu nevoie de un costum. Numai că mă gândesc, oare cum îmi stă cu un costum din ăsta slim fit, cu gleznele la vedere? Că sunt și păros și sunt puțin mai plinuț așa.
Mulțumim! Ar fi după mine 15. Bravo. Deci, deci ești de acord? 10. Nota nu 10. 10 așa, 10 când, spui, când spui 10, să ți se umple gura de bucurie, de bunăstare, de... Exact cum ne-am simțit noi în seara. 10. Cătălin Botezatu și Diana Dumitrescu au primit și ei 10 cu felicitări. Cum însă n-avem ferestrău să împărțim diploma de gazdă perfectă, o echipă trebuie să câștige. Doamnelor și domnilor, stimați participanți, dragi telespectatori, stimați oameni, iată că este un moment important. Ce față de om serios ai. Ce față de om serios, așa o să intru în politică. Iată că a venit momentul să decernăm premii, pentru că tot ceea ce s-a făcut, trebuie să fie și premiat. Apropo, dacă îți rămâne vreo brățară mică, mi-o dai mie. Cu ea mâinile mai subțiri tale. Emoție mare, discuții aprinse, certuri, mulți ofticați. Veniți de luați aminte. Bun. 10! Asta v-am dat. Delir 10. Total, demens, vă mulțumim! Mulțumim! Vă noi mulțumim. Ne-am simțit extraordinar aseară. Ne-am simțit de 10. Deci, de 10. Vă mulțumim pentru aceste note. Faptul că... Chiar că ați plecat cu zâmbetul pe buze. Da. Asta am atât, văzut. Cu stomacul gol, dar... Faptul că... Dragii mei, dar cu zâmbetul. Faptul că sunt ofticos, recunosc, și n-aveam cum să... N-aveam cum să nu vă dau, pentru că... Asta e, sunt... Cât ne-ai dat, măi? 10! 10! Eu și eu cu Roxana, din respect, din tot ceea ce s-a întâmplat în aceste două seri, și le vindem. Nu. Face vi le dăm cu dragoste, cu prietenie. E a patra oară când mi-a cerut așa. Uhuu! Datorită lui Botezat, am câștigat premiu. Am câștigat premiu, am câștigat premiu, am câștigat premiu, am câștigat premiu. Nu am făcut nimic decât să ne distrăm, să învățăm rețete, să gătim, să... Să ne distrăm, să bem. Ne-am simțit extraordinar cu voi. Și să vă mulțumim și că noi. V-ați uitat la noi, să vă spunem că vom reveni în cel mai scurt timp cu noi și noi rețete la fel de bune. Așa? Și în bucătărie, să ne vedeți mai des. Da. Aș spune. Și... Nu promitem, dar se poate încerca. Pe Cătăl știu, pe tine am câștigat două prietene de excepție. Vă pup! Pa! Ciao! Pa, pa! Ciao. Pa! Pa! Lingura este un purtător de energie, da? Hop! A mers! Fantastic! Deci nu poți să construiești nimic dacă îți lipsește cifra 4. Am luat tot liceul, nota asta. O știu foarte bine. Aș putea să spun că frumusețea ți-a trecută doar de bunătate.